Lotul de lupte greco-romane la sub 15 ani al României se află în această perioadă la Câmpul Lung, în cantonament. Coordonați de antrenorii Anton Arghira și Nelu Sandu Pop, tinerii sportivi pregătesc o serie de competiții importante din acest an, iar prima dintre ele este campionatul balcanic, ce se va desfășura în perioada imediat următoare. Domnilor, un nou început la Câmpul Lung Mușel, cu prima generație de sportivi luptători U15, adică 13, 14, 15 ani. Am lăsat lotul olimpic, pentru că am dus o generație până la campionate europene, mondiale și chiar la olimpiadă. Am văzut în cei 10 ani de antrenat că au avut niște deficiențe sportivii și am hotărât, printr-un proiect care l-am făcut personal la Federația Română de Lupte, să luăm cea mai joasă categorie de vârstă, adică U15, care au campionate europene și balcanice. Vrem să dezvoltăm această grupă de vârstă, să le implementăm tehnicile de lupte, să învățăm ce înseamnă să fii sportiv de performanță și să obținem o nouă generație pentru o nouă olimpiadă. Este un nou început, sunt împreună cu antrenorul Nelu Pop, care a fost psiholog la lotul olimpic, deci am lucrat împreună, ne cunoaștem. Începem cu un campionat balcanic, plecăm săptămâna viitoare, joi, și anul acesta mai avem un turneu internațional și un campionat european în luna iunie. Mergem la campionatul balcanic, eu sper să obținem rezultate frumoase, deci necunoscându-i pe băieți, nu știu cum sunt pregătiți foarte bine, noi facem decât un ajutor la pregătirea lor, 10 zile, care sper să fie benefic pentru rezultatele care le vom obține. Bună ziua și bine v-am găsit! Într-adevăr, ne-am strâns aici înainte de un stagiu de pregătire de 10 zile, înainte de campionatul balcanic, categoria de vârstă U15 ani. Obiectivul nostru principal e omogenizarea echipei și colectivului în primul rând și să-i ducem cât de cât într-o formă sportivă ca să obținem niște rezultate frumoase în Grecia la campionatul balcanic. De unde sunt copiii, de la ce club? Copiii sunt din toată țara, de la toate cluburile din țară, din Oradea, din Rădăuți, București, absolut de peste tot. Ei sunt campioni și vicecampioni pe categorii de greutate. Când urmează prima competiție majoră? Păi prima competiție la care participăm e săptămâna viitoare, în Grecia, la Seres, după care avem un turneu internațional puternic la Cluj și vom pregăti campionatele europene din Ungaria, de la Capoșvar. Cum au răspuns în aceste zile la solicitări? Copiii au răspuns bine la solicitări, într-adevăr. Am avut două zile antrenamente mai puternice. Acum am vrut să-i testăm un pic, să vedem nivelul lor de pregătire. Săptămâna asta continuăm pregătirea, iar de săptămâna viitoare o să-i pregătim pentru categoriile de greutate, adică să-și intre în kilograme, pentru că noi trebuie să avem o categorie de greutate, fiecare luptă la o categorie de greutate. Unii probabil au un kilogram în plus, alții sunt... Care sunt așteptările noastre la medalii? Va trebui să vedem nivelul competiției, un nivel bun, într-adevăr, dar noi avem încredere în colectivul pe care îl vedeți aici în spatele meu, avem încredere în ei, ei sunt copii buni, acum se formează, într-adevăr sunt... încep să intre și să simtă pulsul performanței, ca să spun așa, și avem încredere că vom face niște rezultate frumoase. Cantonamentul lotului a început pe 24 aprilie și se va încheia pe 4 mai, iar antrenamentele se desfășoară în sala de lupte și judo a Clubului Sportiv Mușcel Câmpul Lung.